ziua, dragi șoferi, și bine v-am regăsit. Astăzi, după cum puteți să vedeți, suntem la SIAB, la Salonul Internațional Auto București 2018. Și zic să începem așa cum trebuie, cum ne-am obișnuit, cu un Rolls-Royce. Și anume nou Rolls-Royce Phantom 8. Mașina, după cum puteți observa, vine cu linii distincte pentru nou model. Și anume, a renunțat la liniile vechiului model și acum au venit cu design mult mai futurist. Totul se concentrează asupra noilor blocuri optice și anume, pentru prima oară în istoria Rolls-Royce, ei au băgat farurile laser. Farul laser care au posibilitatea să ajungă și să lumineze până la 600 de metri distanță. Ele, după cum știți, pe modelul anterior erau cu două faruri și cu proiectoarele rotunde jos. Ei acum i-au integrat absolut totul într-un singur bloc de lumină. Bun, ce mai este nou la mașină? Este grila, care acum nu mai este separată de mașină, este practic integrată în interiorul mașinii. Și bineînțeles, statuia de la Spirit of Ecstasy, care este cu 13 mm mai înaltă la acest nou model. Bun, despre Rolls-Royce Phantom 8 se spune că este cea mai silențioasă mașină din lume și în interiorul căreia este cel mai liniște din lume. Doar pentru izolarea acestei mașini cântărește 130 de kg. S-au pus geamuri duble de câte 8 mm grosime pentru a putea face acest lucru posibil. Bun, haideți să vă arăt încă un lucru nou la această mașină și anume ușile. Ușile la vechiul model se închideau electric doar cele spate. Acum au pus și pe față pentru simplu touch. Haideți să vedeți, să vă arăt pe ce este vorba. Ei, înainte la vechile modele, ușile spate, cum spuneam, se închideau doar prin o simplă apăsare de buton. Ei, acum la modelul acesta nou, da? Bine cu scutele Suicide Doors. E. Acum pur și simplu apeși pe, dai un touch la mâner și el se va închide automat, da? Și noutatea este că acest lucru se întâmplă inclusiv pe ușa față. Da? Bun. Acum haideți să urcăm puțin la volan, să vedem despre ce este vorba. Nu. Bun. Primul lucru, cum pășim, cum ne uităm la interior, sunt bine lor cunoscute carpete, ca să spun așa, din lână. Este o lână de cea mai bună calitate. Da? Piele, bineînțeles, inclusiv absolut totul îmbrăcat în piele naturală și ce a venit nou la această mașină și o să vă arătăm imediat este bordul, care este complet digital. Pe vechiul model nu era deloc digital. Da? Bun, după cum puteți să observați, da? Ne scrie Welcome Rolls-Royce. Da? Această planșă de bord, ea este acum simplă pentru că este un model de prezentare. Aici se pot pune, în funcție de alegere proprietarului, anumite opere de artă sau ceva ce vreți să scrieți dumneavoastră personal, nu știu, absolut orice. Bun, încă o chestie, la ușa față, Victor, te rog să-mi cuprinzi, de aici se va închide ușa, dacă apăs pe acest buton, ușa se va închide singură. A simțit prezența, gata. Și acum ușa, vedeți, se închide singură. Complet liniște în interior. Un lucru bine cunoscut al celor de la Rolls-Royce. Cum spuneam, este cea mai silențioasă mașină din lume. Suntem pe locurile din spate la Rolls-Royce Phantom 8. Aici unde trebuie să fie de fapt posesorul acestei mașini. Da? Aveți nevoie de șofer, după cum știți. Și acum hai să vă arăt lucruri pe care vorbeam cu ușa, da? Să nu putem să ne aplecăm după ușă, pentru că ușa este foarte lungă, lată, da? Este departe de noi.
avem această posibilitate de apăsa acest buton, da? Și ușa se va închide automat. Da? Și din nou suntem cuprinși de liniște totală. Haideți să deschidem înapoi. Aici, bineînțeles, avem toate posibilitățile de a o configura așa după cum dorim, după preferințele proprietarului. Bineînțeles, aici acum nu avem posibilitatea să vedem, este acel plafon cu stele care noaptea luminează perfect, da? Și imită un cer cu stele. Ce mai este nou aici, da? Deschidem asta și avem chestiile de măsuță. Vedeți? Măsuța se deschide electric și ne este această tabletă și în față la fel, pe care scrie Welcome, enjoy the magic. Da? După ce ne-am făcut treaba aici la măsuță și la tabletă, apăsăm din nou acest lucru. Da? Și ea se va retrage înapoi. Bun. Bineînțeles, avem scaunele electrice, da? Cu absolut toate funcțiile electrice. Da? Să mergem mai în față, să mutăm scaunele față-spate. Da? Bun. Și binecunoscuta lor tradiție, da? Aici cu gurile de aerisire, dacă vrem să ne intre aerul sau nu, pe modelul clasic. Rosul tot timpul a mers pe modul clasic. Încă un lucru important la această mașină, să vedem dacă au, da, și au. O să vreau aici să-mi filmez. Este binecunoscuta lor umbrelă. Da, uite aici. Da, în caz de plouă avem umbrela de la marca Rolls-Royce. Bănesc că asta costă, cred că, o avere, umbrela asta. Perfect. Bun. Încă o chestie ce este important este că la jenți le-au pus acum și pe 22 mărimea și tot timpul cât mașina va rula, semnul ăsta de la Rolls-Royce va sta tot timpul drept, în sus. Da? Asta e încă o chestie doar a celor de la Rolls-Royce. El tot timpul va sta drept în timpul rulajului. Motorul această mașină a rămas, bineînțeles, binecunoscutul V12 de 6,75 litri, numai că acum au fost adăugate două turbocompresoare, da? Și dezvoltă 571 de cai putere și 900 de newton metru. Mașina folosește acum o suspensie nouă, pneumatică. Cei de la Rolls-Royce o numesc Magic Carpet Ride, și anume două brațe noi pe față cu 5 brațe pe spate, da? Și o cameră stereo, ca la 9-8, montată sub parbriz, care citește relieful drumului în fața noastră și, în funcție de el, adaptează ținuta la volan. Am venit la standul Bavaria, care, după cum puteți să observați, a adus special standul M, da? Mașinile M Performance. Haideți să vorbim prima oară despre acest superb M2 pe această superbă culoare. Modelul este, din câte știu eu, o caroserie și o platformă complet nouă a bavarezilor. Nu s-a mai construit până acum pe nicio altă mașină. Motorul este unul de 3 litri, 6 cilindri în linie, da? Cu tracțiune spate, care dezvoltă drag 370 de cai putere la un cuplu de 465 de Nm. Ce este impresionant la această mașină față de un seria 2 normal este acest body kit umflat în stilul M. Vedeți cum au venit aici cu aripile, da? Și, bineînțeles, evacuarea cu 4 ieșiri, da? În stilul M. Mașina asta practic este, ca să spun așa, o evoluție a legendarilor M3, E30, da? A seriei 1M, care au fost câteva modele lansate, o ediție limitată, dar în schimb pe M2 mașina a fost destinată tot publicului larg, nu a venit într-o ediție limitată.
Avem, bineînțeles, pe mașina expusă aici, da? Frânele de mari dimensiuni, da? De la M. Deci cutia de viteze pe această mașină este o cutie cu o dublu ambreiaj în 7 trepte, da? Care ajută mașina să facă 0-100, bineînțeles cu launch control, în 4,3 secunde. Este un timp destul de impresionant, ținând cont că mașina, v-am spus, vine doar pe tracțiune spate. Bun. Haideți să intrăm puțin și la interior, să vedeți despre ce este vorba. Bineînțeles, este interiorul pur M, da? Cu scaune sport, cu suport lateral mărit, după cum ne-au obișnuit bavarezii, da? Pragurile M, pedalierul, da? Footrest-ul de la M. Da? Bun. Cutia despre care vă vorbeam, da? Ce au adus ei nou la mașina aceasta, dar modelul expus aici nu are această opțiune, sunt setările M1 și M2, în care tu poți să-ți alegi modurile de condus al mașinii. Da? Modelul expus nu are aici, nu are această opțiune. În rest, ce pot să vă spun decât că materialul e cea mai bună calitate, în spiritul bavarezilor, acelor de la BMW. Bun. Am ajuns la noul BMW M5. Aici avem o mare surpriză. Mașina a fost lansată de curând la salonul auto de la Geneva, da, acum o lună. După cum puteți să observați, mare modificare această mașină a fost, bineînțeles, noile faruri, da, care sunt cu LED sau unele vin pe laser. Și, în primul și în primul rând, motorul. Da? Noul motor al celor de la BMW, care acum dezvoltă 600 de cai putere. Da? Dintr-un motor de 4,4 litri V8 cu două turbine. Bun. Încă o chestie nouă la această mașină, la noua generație de M5, este că ea, în premieră, vine și cu tracțiune integrală, selectabilă pe buton. Adică putem merge doar cu tracțiune spate sau cu tracțiune integrală, toate cele patru roți, prin simpla apăsare a unui buton. Bun. Nou este și designul acestor jante, este nou la BMW, vedeți? Cu discurile enorme de frână, da? Acele etriere cu semnătura M. Designul, cum spuneam, și culorile sunt noi pentru acest model de M5. Și acum, haideți să intrăm puțin. Oprește-te. Domnii, mă scuzați, nu aveți voie aici. Da? Nu, păi întrebați întâi. Și dacă n-am întrebat, stăm. Păi nu aveți voie, că filmăm ceva. Ne-ați intrat în cadre. Pune, scrie afiș, mă, bun. Bun. Acum, haideți să intrăm puțin la interior, să vedeți despre ce este vorba la această nouă mașină, da? În primul și în primul rând, după cum pășim înăuntru, vedem acest interior superb, da? La care au adăugat aceste lumini ambientale, care ele pot fi schimbate, da? La dorința șoferului. Bun. Interiorul, piele cea mai bună calitate, alb. Da? Cutia, la fel cu schimbătorul acesta nou de viteze. Bun. Ce mai este interesant de arătat la această mașină este aceste două noi butoane despre care vă vorbeam și la M2. Mașina de față are opțiunea. Se numește M Select 1 și M2. Acestea sunt niște moduri de condus pe care proprietarul și le poate programa după cum dorește. Prin simpla apăsare a lui, mașina practic își schimbă întreaga setare de mers. Avem butonul Start Stop, da? Tehnologie Start Stop. Încălzire în volan. Păstrarea benzii, da? Opțiuni sunt destul de bogate în această mașină. Ce îmi place enorm de mult sunt aceste scaune superbe. Dacă pot să le filmez aici, sunt niște scaune superbe cu o poziție cu o poziție la volan perfectă, după părerea mea. Carbon aici,
pe bord, au pus din plin. Da? Bun. Da, într-adevăr este, eu zic că merită toată atenția această mașină. Ea când a fost lansată, fanii mărcii s-au fost puțin cam supărați, pentru că venea cu tracțiunea spate și cei puriștii BMW spuneau că un BMW M trebuie să fie neapărat cu tracțiune spate. Suntem din nou la standul Bavaria. Acum vă prezentăm BMW 4. Nu putem să spunem că este un model nou, are ceva timp de când a apărut pe piață. Exact această culoare a fost lansat, în galbenul ăsta. Ce au adus ei față de un seria 4 îmbunătățit, bineînțeles, gurile de aerisire, da? În stilul M, pachetul foarte agresiv M4. Pentru a putea ușura mașina și mai mult, da? Bavarezii au adăugat acest plafon din fibră de carbon, care împreună cu un eleron pe portbagaj venea, mașina nu are opțiunea asta, reduceau destul de mult greutatea mașinii și bineînțeles cu oglinzi de carbon, dar modelul expus la fel nu are acest lucru. Haideți să pășim puțin în interior. Bun. Imediat de cum pășim în interior, suntem bineînțeles cuprinși de luxul și sportivitatea în același timp, binecuvântat celor de la M. Modelul expus are această opțiune cu M Select 1 și 2, da? Cum spuneam, modurile de condus, padelele plus și minus, da? O foarte bună atingere. Material de cea mai bună calitate, padelele. Cutia este aceeași ca și pe M2, da? De fapt, ele împart aceeași platformă. Scaunele au suport lateral mărit, da? Scaunele M4 aici, da? Pire cea mai bună calitate și, bineînțeles, inserții de carbon la interior. Mașina vine cu un sistem audio de înaltă clasă, un Harman Kardon. Ne aflăm la standul Honda. Sunt și ei prezenți aici la SIAP 2018 cu această superbă Honda NSX și un Civic Type-R. NSX, da, nu mai are nevoie de nicio prezentare, continuă o celebra serie legendară, da, este a doua generație NSX, prima generație știți foarte bine, a fost concepută cu ajutorul marelui pilot Ayrton Senna, da. Cu ce au venit ei la acest model nou, este în primul rând un Honda NSX hibrid, este cu o propulsie hibridă, cu un propulsor de 3,5 litri, twin turbo în V și 3 motoare electrice, care în total concep 581 de cai putere. Scuzați. Bun, cutia de viteze este una nouă pe această mașină și anume este cu 9 trepte de viteză. Mașina accelerează de la 0 la 100 de km la oră. Mai puțin de 3 secunde, rivalizând altfel cu Ferrari 488 GTB-ul și Audi R8 V10 Plus. Bun, după cum puteți observa, la interior, japonezii, după cum ne-au obișnuit, cu un interior destul de simplist, cu acest comutator mare Dynamic Mode în care selectăm modurile de condus, da? Avem Comfort, Sport, Race, da? Cutia de viteze, selectorul cutiei de viteze practic în această mașină lipsește și noi avem butoanele. Da? Avem butonul pentru parking, avem butonul de reverse, de da cu spatele, neutru și drive sau manual. Da? Manual schimbăm de la padele care sunt montate pe volan. Toată mașina este o structură din fibră de carbon cu materiale foarte ușoare și rezistente. Da? Panourile caroseriei sunt fabricate și ele din aluminiu, la fel un material foarte ușor, dar și materiale plastice rezistente la temperaturi foarte înalte. Bun, haideți să ieșim puțin să vă arăt și exteriorul mașinii. Aici au integrat ei destul de frumos, spunem noi, farurile acestea cu LED, da? Este un design foarte, foarte futurist, da? Parcă din viitor venită mașina. Și acest splitter de carbon. 2 ani le-a luat celor de la Ford să facă publice specificațiile noului GT. Dezvăluit la salonul auto de la Detroit în 2015, Ford GT va fi fabricat începând cu 2017. Chiar dacă toate cele 500 de unități au fost vândute,
iar varianta GTLM a câștigat cursa de 24 de ore de la Le Mans, versiunea de stradă încă se lasă mult așteptată, abia câțiva proprietari reușind să intre în posesia mașinilor. Singurul lucru care nu a fost ținut secret a fost motorul, care vine cu un V6 EcoBoost de 3,5 litri. Din acesta, Ford a reușit să stoarcă 656 de cai putere și 745 de Nm. Pentru o mașină de 400.000 de euro, asta e cam puțin, cifra fiind mai mică decât Ferrari 488 GTB sau McLaren 675 LT. Însă Ford se bazează în mare măsură pe greutatea la sol la gol de 1360 de kg și pe aerodinamica atent studiată. Sprintul până la 100 de kilometri rămâne încă un mister. Lamborghini a dezvăluit varianta decapotabilă a modelului Huracan. Cu un nume de cod LP610-4 Spider, adică LP longitudinal posterior, 610 cai putere și 4 de la tracțiunea 4x4, supermașina uimește cu performanțele sale incredibile. Motorul V10 de 5,2 litri oferă o putere totală de 610 cai putere, atingând o viteză maximă de 324 de km la oră. De asemenea, autoturismul sprintează de la 0 la 100 în doar 3,4 secunde. Plafonul fix din metal a predecesorului său a fost înlocuit cu unul din material textil, retractabil în doar 17 secunde la o viteză de până la 50 de km la oră. Huracan Spider are o transmisie automată cu două ambreiaje și 7 trepte, numită Lamborghini Doppia Frizione. Distribuția masterilor între punți fiind împărțită 43% pe puntea față și 57% pe puntea spate. Lamborghini Aventador Roadster S sau Aventador Facelift aduce pentru modelul de vârf al casei italiene un upgrade tehnic, noi gadgeturi și 740 de cai putere. Italienii spun că sufixul X indică modificările suferite de Aventador, descris de Lamborghini drept avansat, precum o generație complet nouă. Motorul V12, natural aspirat, și-a păstrat cilindria de 6,5 litri, dar a primit noi setări pentru sistemul de distribuție și admisie variabilă, ceea ce înseamnă că acum mașina se turează până la 1500 de rotații pe minut, versus 8350 cât era înainte. Motorul modificat dezvoltă 740 de cai și 690 de Nm, cu 40 de cai mai mult decât înainte și doar 20 de cai mai puțin decât seria specială superveloce. Sistemul de evacuare este cu 20% mai ușor, masa la gol a lui Aventador S fiind de numai 1575 kg. Aventador S accelerează de la 0 la 100 în 2,9 secunde și atinge viteza maximă de 350 de km la oră. Lamborghini Aventador S este echipat cu frâne ceramice standard. La exterior se remarcă un nou pachet aerodinamic ce îmbunătățește apăsarea aerodinamică cu 130% pe puntea față. Nou eleron cu 3 setări de poziție oferă o eficiență aerodinamică cu 50% mai ridicată. Livrările vor debuta în primăvara anului viitor, prețul recomandat pentru Europa fiind estimat la 281.550 de euro fără taxe. Bentley prezintă o versiune specială a cupeului continental, dedicată maratonului de 24 de ore de la Nürburgring. Mașina se numește Continental 24 și este construită pe baza variantei Supersport cu 700 de cai putere. Automobilul poate fi comandat în doar două scheme de culori, roșu-negru sau galben-negru. În ultimul caz, cupeul va aminti de înfățișarea unui Continental GT3 de curse. La exterior se remarcă niște jante de 21 de inci și corpuri ale oglinzilor retrovizoare din carbon. În habitacul tapizat cu piele există elemente făcute în culoarea caroseriei, inscripții pe tetiere cu denumirea versiunii speciale a mașinii, cuțături constrantante și inserții din fibră de carbon. Scaunele sunt acoperite și cu alcantara. Sub capotă stă propulsorul care a debutat pe Continental Supersport, adică W12 de 6 litri, două turbine cu 700 de cai putere și 1017 Nm. Mașina accelerează până la 100 în 3,5 secunde, viteza maximă fiind de 336 km la oră. Ediția specială va fi oferită doar clienților din Europa și doar într-un număr de 24 de exemplare. Prețul minim este de 250.000 de euro. Noul Porsche 911 GT3 livrează performanțe specifice curselor motosport. Este construit din materiale ușoare și oferă experiență de condus extrem de directă. Motorul aspirat natural de 500 de cai putere, boxer de 4 litri, cu turație foarte mare, rămâne practic neschimbat față de cel existent pe mașina de curse pur sânge 911 GT3 Cup. Șasiul reproiectat cu sistem de direcție pe puntea spate
și folosirea materialului ușoare pentru construcție au dus la convertirea puterii motorului într-o dinamică de condus superioară. Incluzând în echiparea standard cutia de viteze cu dublu ambreiaj în 7 trepte, PDK, care a fost reproiectată special pentru modelul GT, automobilul cu două locuri cântărește doar 1430 de kg cu rezervorul plin și accelerează de la 0 la 100 în 3,4 secunde, prinde o viteză maximă de 318 km/h. Pentru cei care preferă stilul pull nealterat de condus, Porsche oferă pentru nou GT3 și cutie de viteze manuală în 6 trepte, care permite mașinii să atingă de la 0 la 100 km în 3,9 secunde, să atingă o viteză maximă de 320 de km/h. Nouul GT3 este deja disponibil la comandă. Prețul pentru România este de 133.306 euro fără TVA.